Viața este de multe ori nedreaptă, dar putem compensa acest lucru prin bunătate și solidaritate. Acum este momentul să ne mobilizăm pentru a pune din nou zâmbetul pe fața profesorului Dan Căldărușe, care este greu încercat de soartă. Astăzi vă aducem în atenție o cauză care ne este foarte aproape de inimă. Un om pe care viața l-a pus într-o ipostază nu tocmai plăcută are nevoie de ajutorul și de sprijinul nostru. Domnul profesor Dan Căldărușe, un mentor pentru mulți dintre noi și un om minunat, a suferit o operație de amputare a unuia dintre membrele inferioare. Acesta a pus zâmbete pe fețele elevilor săi un timp foarte îndelungat. A fost alături de ei, i-a încurajat, le-a inspirat încredere și a educat generații întregi. Acum că suntem în prag de sărbătoare și cum nu există exercițiu mai bun pentru inimă ca acela de a întinde o mână de ajutor și a ajuta un om, rugăm toți cetățenii, foști elevi, cunoștințe sau oameni cu suflet mare să facă un gest caritabil, contribuind fiecare cu o sumă modică de bani. Câțiva dintre elevii care au avut onoarea de a-l avea ca profesor s-au gândit să organizeze o strângere de fonduri pentru a-i achiziționa o tricicletă electrică care să-i ușureze fiecare deplasare pe care este nevoit să o facă. În acest moment dificil rugăm toți cetățenii să fie generoși pentru ca această achiziție să fie făcută cât mai repede, dat fiind faptul că este foarte necesară pentru profesorul Dan Căldărușe, care, deși este într-o situație vulnerabilă, a ales să lupte până la capăt cu această condiție nefavorabilă. Prin urmare, este important să fim buni, fiind momentul oportun pentru a răsplăti un om cu aceeași monedă, profesorul fiind ani la rând un om aproape de inimile elevilor, atât în clipe de bucurie, cât și în zile mai puțin fericite.